lăuda să fie Tata. Aleluia, Maranata. Slăvit să fie Domnul, ce minunat este. Doamne, Tu ești minunat, Tu ești glorios. De multe ori ne obișnuim așa cu cuvintele și uităm valoarea lor și uităm, Doamne, ce importante sunt cuvintele care le spunem înaintea Ta. Spunea odată un om, mai grijă ce spui înaintea Domnului, pentru că Dumnezeu să-ți țină în socoteală fix ce ai spus. Dacă zici, Doamne, sunt gata să mă sacrific săptămâna asta pentru Tine, îți va da oportunități săptămâna care urmează să te sacrifici pentru El. Dumnezeu te ia în serios, amin? Dragilor, dimineața am vorbit despre relația aceasta extraordinară dintre Fiul lui Dumnezeu și Tatăl și ați văzut că în toate rugăciunile Fiului era un cuvânt cheie, Tată, 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 Tată. Și spuneam că Dumnezeu, Tatăl Ceresc, El nu caută sclavi. Ar fi putut să-și facă o armată de sclavi, El caută fii, caută fiice, caută oameni care să devină copii, da? Copiii Lui. În seara asta, să mergem în aceeași idee, nu știu, așa m-am simțit stârnit de Duhul lui Dumnezeu. Să merg un pic în direcția Domnului Iisus Hristos și îmi place unul din versetele din Biblie care pot să spun că mi-a șlefui viața, este acesta, Luca 14 cu 11, căci oricine se înalță va fi și cine se smerește, hai să mai citim o dată, căci oricine se va fi și oricine se smerește va fi înălțat. Vedeți că este aici un cuvânt cheie, oricine. Nu vorbește dacă ești pocăit, nepocăit, penticostal, ortodox, e un principiu universal care Dumnezeu l-a lăsat în funcțiune, exact ca legea gravitației. Nu contează dacă tu crezi sau nu, El funcționează. Și eu l-am experimentat pe pielea mea și cred că și tu ai experimentat pe pielea ta atunci când te-ai înălțat, când ai început să-ți faci un loc, când ai dat din coate, când ți-ai ridicat capul, s-a întâmplat ceva și cineva ți-a luat preșul de sub picioare. Pentru că Biblia spune clar, oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Mă gândeam la Domnul Iisus Hristos și pasajul care vreau să-l citim în seara aceasta este unul din pasajele mele preferate, e numit Psalmul Noului Testament. Probabil știți, nu-i ceva nou pentru voi, dar aș vrea să citesc din Filipeni capitolul 2. Ăsta este ceea ce Dumnezeu mi-a pus în inimă și mi-a mișcat inima să transmit bisericii, este cuvântul Lui. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostlivire și vreo îndurare, făceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, subliniază-ți-l, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine, citim împreună, însuși, și-a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Citim împreună versetul 8. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea ce? Ne spus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Astfel, dar prea iubiților, după cum întotdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când se de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți, hai să citim 14-le împreună, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Ajută-ne, Tată! Ne plânge mult în generația asta. De ce? Ca să fiți fără prihană
și curați copiii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul lui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Amin. Până aici cuvântul Domnului. E unul din cele mai extraordinare pasaje scrise prin mâna unui om de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că aici este secretul Fiului. Nu știu, noi suntem o generație și ca toate generațiile interesate în secrete. Secretul în bucătărie, secretul în familie, secretul, da, cei 5 pași ai secretului în business, 5 pași către succes, 3 pași către. Dragul meu, și Fiul a avut un secret. Și în seara asta vreau ca să lăsăm Scriptura să ni-l descopere, pentru că eu cred că multe din problemele din familii sunt datorită faptului că noi nu am învățat să fim fii, nu umblăm pe calea Fiului, nu umblăm pe chipul lui Dumnezeu, umblăm pe chipul acestei lumi. Multe din problemele dintre părinți și copii sunt datorită faptului că noi n-am învățat secretul Fiului. În Trinitate este o absolută unitate. Trebuie să învățăm de la cel mai bun, și cel mai bun este Domnul Iisus Hristos. Amin? Îmi place ce spune Scriptura și aș vrea să zăbovesc asupra acestui pasaj. Apostolul Pavel introduce încă de la început această cerință: nu faceți nimic din duc de ceartă, nimic din duc de ceartă, spre din slavă de ceartă, ci în smerenie. Vreau să te întreb, cum stai cu smerenia? Pentru că smerenia nu ți-o poate da nimeni la un timp de rugăciune. Smerenia nu ți-o poți cumpăra de la supermarket. Smerenia nu ți-o poate da un pastor. Biblia spune, smeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. Smerenia, dragul meu, este o alegere zilnică care tu o faci să-L recunoști pe Dumnezeu, stăpânul vieții tale. De câte ori dai credit fricii, de câte ori dai credit spaimei, panicii, da, stresului financiar, tu știi ce faci? Îl neci pe Dumnezeu și dai credit unei alte voci. Dar îmi place ce spune apostolul, introduce încă din start această idee a smerenie și spune: fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. Eu vreau să vă pun o întrebare, să fiți sinceri cu voi, nu cu mine. Oare cum ar arăta Oradea, învățați și eu să zic, dacă fiecare dintre noi săptămâna următoare nu s-ar mai gândi la el, ci s-ar gândi la aproapele lui? Gândește-te, numai un singur om pe zi să atingi tu. Într-o săptămână sunt 6 până duminică. Fiecare din noi să atingem câte 6, fiecare ăia 6 guri să spună: mă, m-am întâlnit cu unul care semăna cu un fiu de Dumnezeu, nu prea era de pe pământ. Păi de ce? Păi eu i-am zis o înjurătură și el mi-a răspuns cu o binecuvântare. Eu l-am împins la rând și i-am intrat în față și el a zis: te rog frumos, cumpără înaintea mea. Parcă ăsta e de pe altă planetă, nu știu de unde sunt ăștia. De la Biserica Betania, amin. Gândește-te. Și îmi place că Pavel Apostolul începe să-l descrie pe Fiul și aici este secretul Fiului. Și dragii mei, haideți să ne deschidem inima, hai să ne deschidem Duhul. Dacă noi învățăm de la Domnul Hristos, eu cred că viața noastră va fi o viață de succes, dar nu de succes din punctul de vedere al lumii, ci de propășire spirituală și în toate felurile, așa cum Dumnezeu ne vrea. Soțul va fi cap, preot, pastor peste familia lui, soția va ști să se supună și va ști să vină în completare, să dea sfaturile potrivite, copiii vor asculta, pentru că problema, știți unde este? Nu e la Dumnezeu. Degeaba te rogi ca pruncul tău să asculte de tine. Uită-te dacă tu asculți de cel de sus. El măcar, el, cine el? De Hristos Domnul vorbește aici. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, adică era Dumnezeu, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era ce? Era Dumnezeu. N-a pus egal între el și Tatăl. Ia uite-te ce înseamnă să te smerești. În acest pasaj ni se spune clar, nu a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine. Deci n-a pus egal între el și Dumnezeu, da? Apoi s-a dezbrăcat pe sine.
Câte, eu știu, nu știu, în câte zile din săptămână practici dezbrăcarea de sine? Pentru că cea mai mare problemă a noastră nu e diavolul. Mi-aduc aminte de Dale Moody, unul din evangeliștii cei mai de succes, să spunem așa, din punct de vedere omenesc, peste 180 de milioane de oameni s-au întors prin el la Hristos și el spunea, cea mai mare problemă a lui Dale Moody a fost Dale Moody, nu Satana. Pentru că sinele îți face cele mai mari problemele. Sinele de dimineață de când te trezești spune, eu cred, eu simt, eu vreau. Punct. Ce cred eu e cel mai important, ce vreau eu e cel mai important, ce simt eu e cel mai important, e adevărul. Poate fi adevărul tău, dar adevărul lui Dumnezeu. S-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob. A fost alegerea lui. Odată am pus o întrebare un om al Dumnezeu, cum știu cu adevărat că sunt slujitorul Domnului? Și omul ăsta mi-a răspuns așa, când oamenii te tratează ca pe o cârpă și nu te simți ofensat, atunci știi cu adevărat că ești slujitorul Domnului. Dacă te ofensezi, nu ești. Păi să știți că m-a provocat asta, mă credeți? Pentru că de multe ori mergeam în locuri și oamenii îmi dădeau așa o atitudine. Ce, moldoveanule, vii tu să mă înveți pe mine. Și mă ofensam. Și da, nu ești slujitor, nu te-ai dezbrăcat încă de sine. Sănică, mai ai lucruri care trebuie să moară, să le duci la cruce. S-a dezbrăcat de sine, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om și aici e cuvântul cheie. Citim împreună. S-a smerit și s-a făcut ascultător. De aceea, Domnul Hristos, pentru că a avut o viață de coborâri, de aceea Tatăl a început să-L înalțe și sunt acolo 5 lucruri care se întâmplă. Dumnezeu l-a înălțat, ne-a spus mai mult, i-a dat numele care e mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi celor de ceruri, pământ și sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos e Domnul. Aș vrea acum să vedem contrastul. Contrastul este în Isaia capitolul 14. Acolo este Satana însuși, care și el are o atitudine pe care noi trebuie să ne cercetăm ca nu cumva să o avem noi. Isaia capitolul 14, de la 12 la 15. Întreabă Isaia profetul, cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor? Întrebare, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ tu, biruitorul neamurilor? Pentru că el a biruit pe oameni, a primit stăpânirea. Și ni se dă imediat răspunsul. Citim împreună. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miază nopții. Mă voi sui pe vârful norilor. Voi fi ca cel prea în... Observați aici. Diavolul cum gândește sâmburile anticristului care de multe ori lucrează fără să ne dăm seama prin firea noastră pământească. Domnul Hristos a avut o viață de coborâri, duhul anticristului, Satana ce zice? Punem de la început, te rog, versetul. De la următorul, te rog. Ia uitați ce spune acolo, de câte ori ce. Vedeți? Mă voi sui, îmi voi ridica. Eu voi și în Consiliul lui Dumnezeu. Da? Următorul verset? 3. Mă voi sui pe vârful norilor. Nori înseamnă resursele. Eu mă voi promova, autopromovare. Și ultimul lui gând care a fost? Voi fi... Satana în mintea lui a crezut că cu cât se ridică mai mult, cu atât va fi mai mult ca Dumnezeu. Dar Fiul ne arată calea, vedeți contrastul? Fiul s-a smerit, Fiul s-a dezbrăcat de sine, a luat chip de rob, s-a smerit, a ascultat până la moarte. De aceea Tatăl l-a înălțat. Te întreb de ce nu ai biruință în viața ta? Te întreb de ce nu ai biruință asupra păcatului? Te întreb de ce nu ai pace între tine și partenerul tău de viață? Probabil că e prea mult, mă voi sui, se va face ca mine. Eu știu mai bine cum să învârt lucrurile, eu sunt aici capul casei.
voi fi ca cel preanalt. Eu sunt cuvântul ăla, eu sunt linia după care să merge. Nu ți-ai dat seama? Ești căsătorit cu mine sau căsătorită cu mine de atâția ani? Eu sunt legea, adică dacă eu spun, trebuie să se facă. În momentul când eu-ul apare, știi ce se întâmplă? Vine și căderea, pentru că eu-ul este legat de mândrie. Mi-aduc aminte un pasaj din Vechiul Testament. Dați-mi voie să-l caut. Ar trebui să-l găsesc destul de repede. Biblia spune în 1 Cronici 21, Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a atâțat pe David să facă numărătoarea poporului. Știți că numărătoarea poporului era interzisă prin lege, știți asta, da? Dar totuși, David la sfârșitul vieții lui face un păcat mai mare decât curvia. Datorită curviei lui David au fost afectate 4 persoane. El, Bathsheba, Urie care a murit și copilul care a murit. Dar datorită păcatului mândriei, eu mă voi sui să văd cine sunt eu. Au murit 70.000 de oameni din Israel. Dragul meu, mândria e un păcat enorm. Sâmburile acestea satanei care lucrează prin noi și de multe ori aprind și copiii Domnului. Acolo unde e mult eu. Mă voi sui, părerea mea e cea mai importantă. Ce simt eu e adevărat, dar nu spune tu mie, eu așa simt. Draga mea, dar iubitul meu, dar nu scrie așa în Scripturi. Nu mă interesează ce simt eu, așa este. Și încep să strige eu-ul din tine, firea din tine să-ți bate, pentru că nu ai dus-o la cruce. În tot pasajul ăsta din Filipeni 2, nu vedem odată că Domnul Hristos a spus eu. A spus întotdeauna prin atitudinea lui, el. Tatăl, nu eu. Vedeți contrastul dintre Lucifer și Hristos? Vedeți contrastul dintre adevăratul Hristos și falsul Hristos, anticrist care va veni? De multe ori spunea Petru și Pavel, după plecarea mea se vor ridica dintre voi, se vor autopromova. Vreau să te întreb, ai și tu boala autopromovărilor? Stai în casa ta și crezi că ești buricul pământului? Și dacă nu se face ca tine, începi să manipulezi prin atitudini? Sau veghezi asupra casei tale să se facă cum scrie în cuvânt? Ești o femeie înțeleaptă care vine să zică, dragul meu, ți-am auzit părerea. Dar uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu, oare nu crezi că amândoi ar trebui să ne supunem cuvântului? Domnul Hristos n-a pus egal între el și Dumnezeu, cu toate că era Dumnezeu. Diavolul a vrut egalitate cu Dumnezeu și n-a primit-o, pentru că atunci când te înalți, Dumnezeu te Atunci când te smerești, Dumnezeu te ridică. Este o poveste foarte faină în Biblie despre Iosif. Eu iubesc caracterul ăsta Iosif. Am învățat multe, am predicat despre el, am învățat de la el și încă o să predic din viața lui. Dar se întâmplă ceva după ce Iosif este vândut pe nedrept, ajunge în casa lui Potifar, iar aruncat pe nedrept în închisoare, stă 10 ani acolo. Dar se întâmplă ceva, într-o noapte, un paharnic și un pitar au două vise pe care Iosif le interpretează. Și Iosif când vede că ei sunt eliberați din închisoare, se întâmplă ceva cu el. Ia uita ce scrie în Geneza 40 cu 14. Geneza 40 cu 14. Dar adu-ți aminte și de mine, când vei fi fericit și arată rogu-te bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine și scoate-mă, logic, pe mine din casa aceasta. Când Dumnezeu a văzut că Iosif va încerca să arunce un pic de... Despre cine e vorba în pasajul ăsta? Care e cuvânt? Mine! Ce zice Domnul când îl vede? Nu-i gata, încă 2 ani. Și după 2 ani... Când Iosif e scos din închisoare, ajunge în fața lui Faraon, pentru că Iosif era zdrobit, smerit, și Faraon îi zice, hei, am auzit că tu știi să tâlmăcești vise. Care e atitudinea lui Iosif? Nu eu, zice împreună, nu eu, Dumnezeu.
procesul lui Iosif de zdrobire era gata. Îți spun, dacă încă ești plin de vorbirea de sine, lucrarea crucii nu este desăvârșită în viața ta. Dacă e foarte mult, și îți spun, sunt cele trei vârfuri sau capete ale firii. Eu cred, eu simt, eu vreau. Asta spune firea. Sinele nostru. Și există acum, dragii mei, predicat o evanghelie a sinelui. Îi se mai spune și evanghelia prosperității. Dumnezeu e acolo pentru tine. Dumnezeu vrea ca tu să ai cel mai bun. Dumnezeu vrea ca tu să conduci lumea. Dumnezeu vrea ca tu să ajungi cele mai tari funcții de conducere. Dumnezeu e un fel de lampa lui Aladin care îți face ție toate poftele. Evanghelia sinelui, evanghelia prosperității. Dragul meu, să nu uităm rolurile. El este Dumnezeu și noi nu suntem. Evanghelia prosperității a pus sinele în centru și a dat jos cu Dumnezeu. Ba mai mult, unii teologi liberali au spus, Dumnezeu a murit. Noi nu avem nevoie de asta. Sinele nostru trebuie să meargă la cruce. Are trei coarne. Eu vreau, eu simt, eu cred. Câte cui a primit Domnul Hristos? Când se mai ridică sinele așa în viața ta de zi cu zi, ia ciocanul cuvântului și mai dă-i câte un cui. Și zi la cruce. Iosif a învățat lecția. Îmi place foarte, foarte mult, pentru că din pasajul din Filipeni res trei pași pe care Domnul Hristos i-a urmat. Și aș vrea ca să-i luăm în seara asta, se numește principiul SAS. Spuneți cu mine, S-A-S. Primul, SAS merit. Vedeți că Apostolul Pavel vorbește despre Hristos, el s-a smerit. Nimeni nu poate să te, oamenii pot să te smerească, să te umilească. Dumnezeu poate să te umilească, dar adevărata smerenie vine prin alegere. Ești tu un om care se smerește zilnic înaintea lui Dumnezeu? Care zice, nu voia mea, Doamne, ci voia ta. Tată, dacă se poate să treacă paharul ăsta de la mine, totuși, facă-se, nu voia mea, ci voia ta. El s-a smerit. Al doilea pas este că a devenit ascultător. Dragul meu, ascultarea este o decizie, dar știi ce am învățat de la Dumnezeu? Nu poți să asculți până nu te smerești, pentru că un om mândru nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Eu am vorbit cu mulți oameni mândri. Și eu am fost unul mândru și arogant când mi s-a prezentat Evanghelia și am pus întrebarea la tânărul ăsta, dar ce crezi mă tu că religia ta e mai tare ca a noastră? Deveniți voi pocăiți ăștia să-mi explicați Biblia? Păi noi care avem de 2000 de ani, știți voi povestea. 2000 de ani, dar doar din 1800 e primul patriarh român, dar asta altă treabă, în fine. Aveam o aroganță în mine, dar într-o zi știi ce am făcut? Am ales să mă smeresc. Ce înseamnă să te smerești? Înseamnă, ai spus frumos, înseamnă că ăsta e standardul, nu ești tu, și începi să trăiești sub standardul lui Dumnezeu. Adică dacă Dumnezeu zice iartă, tu când ai conflict în familie, aștepți 10 ore să ierți. Ierți, trăiești iertare acolo pe loc. Dacă Dumnezeu zice dă, tu dai. Dacă Dumnezeu zice, când ești blestemat să binecuvântezi, tu binecuvântezi. Aia înseamnă să te smerești. Să te smerești nu-i ceva ambigu așa, fraților, astăzi m-am smerit. Smerenia are de-a face cu pași concreți. Voința noastră, dragii mei, trebuie zdrobită și smerită, pentru că voința noastră cere închinare, ca și voința celui rău. S-a dus Satana la Domnul Hristos în pustie și ce îi spune? Dacă te vei închina mie, asta caută și sinele nostru, strigă din străfundurile noastre, vreau admirație, vreau închinare, vreau să fiu băgat în seamă, eu, părerea mea contează. Dar Fiul lui Dumnezeu Hristos a ales un alt drum, o viață de coborâri, de pe tronul cerului în cer, din cer pe pământ, de pe pământ în mormânt, din mormânt sub pământ. Și Dumnezeu l-a înălțat. Care este tiparul după care vrei să mergi? El s-a smerit, spune Scriptura, că s-a dezbrăcat pe sine însuși,
a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dar Hristos a mai făcut ceva. În Ioan capitolul 17, de la 7 la 19, spune așa: sfințește-i prin adevărul tău. Prin ce vine sfințirea? Nu printr-un cod vestimentar. Ar fi frumos ca să-mi pun o cămașă pe mine și de mâine să fiu sfinții sfinților. Dați-mi și mie cămașa aia, de unde o cumpărați? Ar fi frumos să-ți pui banderola aia pe cap și de mâine să ai cele mai tari roade ale Duhului Sfânt, dar nu funcționează așa. Dacă ai încredințarea, poartă baticul, dacă n-ai, nu-l purta, n-ai, eu n-am nicio treabă, dar dragul meu, nu vine prin cod vestimentar, sfințenia vine prin cuvântul lui Dumnezeu. În armonie cu cuvântul lui Dumnezeu, spune Scriptura clar, sfințește-i prin adevărul, citim împreună, cuvântul este adevărul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei ca să fie sfințit prin adevăr. Vezi tu, Domnul Hristos a trăit nu doar o viață de smerenie și ascultare, dar și o viață de sfințire. Dar sfințirea, cum am spus, nu tu poți să te duci undeva să-ți cumperi sfințire. Nu mergi la cofetărie și ți-ai sfințire. Sfințirea are de-a face cu trăirea în adevărul lui Dumnezeu zilnică. Nu din când în când. Pentru că diavolul, cum l-a ispitit pe David la nivel de mândrie, după aia vine să te ispitească pe tine la nivel de sentiment, la nivel de emoții. Da, simt, dar crede-mă că Dumnezeu nu lucrează datorită simțurilor tale. Cuvântul lui Dumnezeu se bazează pe reputația numelui Său. El lucrează pentru că El ce spune, aia face și ce rostește, împlinește. De asta sentimentele noastre de multe ori sunt mincinoase. Câți dintre voi ați trăit într-o panică din asta sentimentală și v-ați dat seama după două săptămâni că ați crezut o minciună? Cineva? Păi stai că n-a fost așa, doar am... Sau ai crezut ceva despre un om? Bă, ăsta are ceva cu mine și când îl vedeai te înfierbântai. Și la un moment dat ai luat curaj și ai zis: bă frate, oprește-te puțin pe dreapta, eu nu pot să mă duc la altar să-l lau pe Domnul. Ai ceva cu mine sau n-ai cu mine? Și se uită la tine șocat. Fratele meu, n-am avut niciodată, te-am văzut cum te-ai uitat după biserică la mine așa. Și deja în viața și în mintea ta s-a creat un scenariu, pentru că sufletul, emoțiile creează un scenariu mincinos. Dragul meu, draga mea, nu mai asculta de emoții. Emoțiile care nu sunt supuse cuvântului sunt periculoase. Voința care nu-i supusă cuvântului e periculoasă. Vedeți în diavolul această voință de a se ridica, de a fi ca Dumnezeu, de a fi pe muntele lui Dumnezeu. Spune acolo în original și în limba engleză un pic, spune să fiu un consiliu Trinității, să fiu și eu acolo să iau decizii. Slavă Domnului că nu ne întreabă Domnul pe noi ce să facă cu planeta asta, că ar fi jale. Eu vă spun sincer, sunt recunoscător și pentru rugăciuni care nu mi-au fost ascultate. Mi-aduc aminte de Ilie prorocul, marele om al lui Dumnezeu, care a dus foc din cer și a închis cerul 3 ani, da? 3 ani jumătate, să roagă lui Dumnezeu, ia-mi viața! Și Dumnezeu zice, nu. Nu te bucuri pentru rugăciunile ascultate? Fiți sinceri, ați fost câteodată în mândria voastră sau în explozia aia de mânie sau sentimentală lucruri de care v-a părut rău 5 minute după? Eu am spus. Și am zis, Doamne, iartă-mă, nu fă cum am zis eu, te rog frumos. Mai bine fă cum ai zis tu, că e mai bine. Dragul meu, ai grijă ce vorbești. Mi-aduc aminte de Iov când a fost încercat, i-a fost afectată sănătatea, familia, finanțele, tot. Și Biblia spune, și Iov n-a păcătuit deloc cu buzele. Sfințenia are de-a face cu ce vorbești, cu ce gândești. Ce gândești în inima ta? Care este vocea care îți șlefuiește gândurile? Este cuvântul, standardul sub care te pleci? Domnul Hristos a avut aceste 3 elemente. Smerenie, ascultare, sfințire. Smerenie, ascultare, sfințire. Nu poți să asculți până nu te smerești. Și nu poți să te sfințești până nu asculți.
N-ai cum, pentru că în momentul în care mă smeresc, Doamne, ăsta e standardul, îmi plec voința sub cuvântul Tău și vreau să ascult, și atunci începe procesul de sfințire în mine. Mă gândeam, vorbesc cu oameni peste tot pe unde trec, avem probleme în familie, zic ok, nu e nimic anou că aveți probleme în familie, aveți și uneltele cu care să lucrați în familia voastră, păi nu știm de unde să începem. Ce zice să începem cu smerenia? Asta e baiul, că ea crede că ea are dreptate, eu zic că eu am dreptate. Zic, fratele meu, sora mea, cuvântul lui Dumnezeu, frate, nu-mi spune cuvântul, eu mă duc la psiholog mai bine. Du-te la psiholog dacă vrei. N-o să găsești răspunsuri. Psihologia îți dă decât niște definiții. Cuvântul lui Dumnezeu e duh și viață. Dacă vrei o viață la superlativ cu Dumnezeu, trebuie să înveți calea Domnului Iisus Hristos. Smerenie, ascultare, sfințire. Asta cum? În familie, între tine și soția ta, în primul rând. După aia, între tine și copiii tăi. Păi n-are cum copilul tău să stea cu mâini pe sus să laude pe Domnul când tu în timpul laudei și închinării stai pe telefon. Tu nu te sfințești. Tu execuți un ritual, atâta tot. Vii la biserică poate de ochii lumii. Sau vii că trebuie, că ai promis păstorului. Dar copilul tău te vede cine ești cu adevărat. Știți povestea aia cu familia asta a venit la biserică, erau certați pe drum și copilul întreabă, mamă, tată, dar nu scrie Scriptura că trebuie să te împaci, să-ți lași darul la altar și după aia, mă, tu taci că nu știi Biblia. Și au venit în față, s-au pus pe primul rând acolo pentru vizibilitate, să vadă frații și surorile că au venit la biserică. Și s-au pus cumva păstorul chiar lângă ei și în timpul laudei și închinării cântau ăștia amândoi cu mâini pe sus. Și copilul zice, să știi că mint, sunt certați ăștia doi. Eu personal, dragul meu, nu vreau să trăiesc o înșelăciune și o minciună. Și îngrijorarea mea, pentru că de asta sunt astăzi aici, este că biserica începe să fie înșelată și gândește, se poate și așa. Îți spun ceva, asta e o mentalitate românească care trebuie crucificată. Nu se poate și așa, se poate doar în felul lui Hristos. Mai e o mentalitate care, sincer, îmi creează alergii. Lasă că mere, bine a fi. N-a fi bine dacă tu nu-ți faci partea și eu nu-mi fac partea. Că sincer să fiu, n-o veni pacea în familia mea până eu n-am luat inițiativa și m-am smerit în primul rând înaintea lui Dumnezeu și după aia am venit, iubito, hai să punem lucrurile în ordine. Uite ce zice cuvântul, da, ai dreptate, am așteptat să vii. Când ești un om smerit întotdeauna, încep să inițiezi schimbarea în familia ta, cu copiii tăi, în biserica ta. Nu stai toată ziua și te scarpi în nas și zici, lasă-i pe alții să meargă în slujire, lasă-i pe alții să plătească prețul. Aș vrea să vă provoc în seara asta să începem o călătorie până la sfârșitul vieții noastre de smerenie continuă, de ascultare continuă și de sfințenie continuă. Se poate. Se poate. Acum, bineînțeles, poți să faci ascultarea din mai multe motive. Cineva spunea că poți să o faci din trei motive. Asculți pentru că trebuie, asculți pentru că este ceva din afacerea asta, da, cum sunt copiii. Tata, ascult, da, am ei... patine. Sau asculți din dragoste. Biblia spune despre Domnul Hristos, eu rămân în dragostea Tatălui meu pentru că păzesc poruncile Lui. E alegerea mea. Nu mă obligă nimeni. Mi-aduc aminte o poveste despre un copil în fața casei, avea așa niște cercuri făcute și el avea o bicicletă și s-a certat cu mama lui că nu vrea să-l lase nu știu câte ori afară cu bicicleta și la un moment dat a zis, fug de acasă, fug de acasă să știi, și maică să-i spune, mă, să asculți de mine, ai grijă să nu te îndepărtezi din fața casei. Și a început săracul să se învârtă în cercuri acolo în fața casei și la un moment dat un polițist stătea să uita la el și după vreo jumătate de oră, zice, puștiule, hei, ce faci? Fug de acasă. Păi, dar dacă fugi de acasă, n-ai cum să te învârți în cerc, trebuie să schimbi direcția. Ce nu pot, că mama mi-a zis să mă plimb în cercurile astea. Vezi, în inima lui, el a vrut să fugă de acasă, dar până la urmă a ales să asculte. Ascultarea nu-i ce simți, ascultarea e ce faci. Mi-aduc aminte că e o poveste în Scriptură care spune că un tată avea doi fii și spune la unul, du-te și lucrează în ogorul meu, și zice, mă duc, și nu s-a dus. Și a venit la altul și a spus, du-te și tu și lucrează. Și a zis, tată,
Nu mă duc, dar Biblia spune că i-a părut rău mai pe urmă și s-a dus. Întrebarea e, care a făcut voia tatălui? Ăla care a simțit pe loc atunci entuziasm, mă duc și nu s-a dus? Sau ăla care a zis, nu mă duc? Și mai pe urmă a zis, băi, e tata. E tata. Pleci supărat de la școală, că nu-mi mers treburile cum vrei tu. Și zici, astăzi cred că fac și eu ceva prostii, să mă eliberez. Că așa e moda, tot aud asta, păi așa face lumea. Dar, dragilor, de când trăim noi, cum trăiește lumea? Trebuie să luăm o alegere în seara asta, să facem ori voia lui Dumnezeu, ori să continuăm să trăim, eu cred, eu vreau, eu simt. Eu vă spun sincer, mi-am luat un ciocan, ciocanul ăsta se numește Cuvântul lui Dumnezeu și de câte ori simt în mine că se ridică eu cred, mai mult decât crezul lui Dumnezeu, iau ciocanul și dau una în cap. Și zic, la cruce cu tine, Sanitranc. De câte ori se ridică în mine și am bătălii extraordinare câteodată. Eu vreau, dar vreau și eu, uite. E o vorbă românească, nu știu pe aici, dar în Moldova se spunea, ochii văd. Uite mă, că e și în Ardeal. Firea e fire peste tot. Așa-i? S-au căsătorit doi tineri odată și erau foarte entuziasmați și zic, așa, la un îndemn al Duhului, vreau să-i las numărul băiatului și zic, uite numărul în caz că aveți noi, liniștește-te. Credeți că toți păstorii ăștia vă credeți deștepți? Noi ne iubim, mă, omule. Noi ne căsătorim din dragoste, nu ca voi, mă. Generația asta, noi ne căsătorim din iubire. Nu bine. Trece luna, trece două, trece trei, după vreo patru luni, mesaje disperate până la 1 noaptea. Nu știu de unde o lua numărul meu de telefon. Frate Sani, ești trează. Eu nu știu ce făceam, câteodată nu prea dorm așa bine, dar în fine, mă, să-i scriu, o fi vreo urgență, că nimeni nu scrie la 1 noaptea dacă n-are urgențe. Zic eu, e urgent? S-a întâmplat ceva? Zice el, cam da. Zice, de la dragoste am trecut la ură. De la frumușico am trecut la vaco. Ia de la drăguțule la boule. Și s-a ajuns rău de tot, zice, nu ne mai înțelegem. Și am și citit o carte că dragostea ține doar 3 ani. Nu zic, fii atent cum facem, culcă-te liniștit, mă culc liniștit și mâine dimineață ne auzim la telefon. Că asta nu se rezolvă. Dar ai tu ceva să-mi spui? Da, zic, am un secret de la Domnul Iisus, dar nu cred că o să-ți placă. Și îi spun a doua zi, uite ce zice Domnul, smerește-te, ascultă de cuvânt. Sfințește-te, dar zice el, dar cum să mă smeresc? Să mă smeresc și eu și ea sau pe rând, sau ea prima, eu al doilea, sau cum? Păi zic eu, cine-i capul în familia voastră, Gigi? Eu sunt capul. Păi atunci cine trebuie să inițieze schimbarea? Păi stai puțin, tu ești capul doar când se pune friptura pe masă, dar când trebuie să fie schimbări făcute, să-și cere iertare, tu nu-ți cere iertare că tu ești bărbatul, tu ești un fel de munte la care trebuie să vină tot să se închine. Aoleu, zice, da. Problema e că eu sunt prea mândru să-mi cer iertare să mă smeresc. Să vină ea la mine, nu pot să mă rog la Dumnezeu. Doamne, Dumnezeu le pune în gând la nevastă mea să pocăiască, să se smerească ea? Zic, Dumnezeu nu poate fi manipulat. Dumnezeu în cuvântul lui spune, smerește-te. Gigi, schimbarea începe cu tine. Vă aduceți aminte? Domino, prima piesă le face să cadă pe toate. I-am spus, omule, ești capul familiei. De la tine începe schimbarea. Dumnezeu nu va lucra absolut nimic, pentru că El în cuvântul Lui spune că promisiunile Lui sunt condiționate. Da, da, mântuirea e pe gratis. Da, Dumnezeu ți-a dat-o pe gratis, dar l-a costat pe El mult. Însă promisiunile Lui și funcționamentul ăsta sau progresul ăsta în căsătorie, în viața de familie, în viața de societate, în biserică, merge bazat pe condiții. Dacă vă smeriți sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, El vă va... Da, har și vă va înălța la vreme de nevoie. Wow, zice, eu am crezut că totul e așa automat când te pocăiești. Adică e un fel de, eu m-am pocăit și de acum Dumnezeu le face pe toate. O altă evanghelie falsă. Dumnezeu nu face ce ți-a dat ție de făcut. Zice, bun, dar de unde să încep? Încep de la 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, dar și da, stai puțin. Eu cred că odată ce am fost mântuit, mi-a iertat toate păcatele și eu nu cred că mai trebuie să mă pocăiesc. Zic, uite, o altă evanghelie falsă. Acum înțeleg eu, Gigi, de ce nu-și ceri tu iertare la nevastă ta când o cerți și când vorbești urât cu ea. Pentru că tu nu crezi
în mărturisire și în acordare de iertare. Dar spune Scriptura că dacă noi nu iertăm greșiților noștri, nici Tatăl din cer nu ne va ierta pe noi. Deci stai puțin, zice, tu îmi dai de lucru. Mă pui să mă smeresc acum să îmi cer și iertare. Unde ajungem, Stani? Dacă tu mă pui să fac astea, îți spun ce o să se întâmple. Eu o să devin un fel de cârpă și ea o să câștige. Nu, Gigi, o să devii mai mult ca și Hristos. Pentru că o femeie, oricât de puternic ar fi ea, când își vede muntele ăla de bărbat frumos, că se smerește înaintea cuvântului lui Dumnezeu, își pleacă genunchiul și recunoaște autoritatea lui Dumnezeu și ea va răspunde la această autoritate dacă cu adevărat e copilul Domnului. Smerenie. După ce te smerești, spune-i, draga mea, uite, am folosit uneltele lumii. Hai să luăm să vedem ce spune Scriptura despre căsătorie. Hai să ascultăm amândoi de cuvântul lui Dumnezeu, să-L punem pe Hristos în centru, că am avut prea multe euri. Și eurile sunt nocive. Căsătorii pline de euri, relații între copii, părinți pline de euri. Eu. Și copilul tău o să învețe același refren. Când o să vină acasă, o să zică, tati, eu sunt prioritatea. De ce? Pentru că asta ai spus tu. Mi-aduc aminte de un scenariu, eram odată într-un loc și capul casei întotdeauna se punea primul la masă și începea primul să mănânce. Copiii au crescut, ce credeți că au făcut? Se puneau primii la masă, începeau să mănânce și niciodată nu spăleau farfurile. În alt scenariu, în altă casă, tata se punea ultimul la masă pentru că el a învățat că liderii mănâncă ultimii. Liderii adevărați, oamenii adevărați, creștini adevărați, își iau prosopul și ligheanul și încep să slujească. Să pun ultimii și mănâncă ultimii. Știți ce au făcut copiii? Erau împreună cu tata. Slujeau de la un cap la altul a mesei. Și întrebarea mea, am zis, voi când mâncați? Noi, este vreme. Voi sunteți prioritatea noastră. Care e modelul care îl transmiți? Este modelul chipul cristic? Chipul lui Dumnezeu? Sau chipul acestei lumi? Un spirit de performanță și competiție și aroganță și autopromovare, să fii cel mai bun. E sigur că ți-a cerut Dumnezeu să fii cel mai bun? Eu nu cred. Eu cred că asta e o filozofie păgână, dragii mei. Iertați-mă dacă vă ofensez. Eu am citit Scripturile și le citesc de 30 de ani, niciunde în Biblie n-am găsit că trebuie să fiu mai bun. Mi se cere să fiu ca și Iisus Hristos. Și câteodată, ca să fii ca El, Domnul te bagă în locuri în care nu ești cel mai bun. N-ai cel mai bun salariu, n-ai cea mai bună promovare, n-ai cel mai bun ca să fii o mărturie în locurile acelea. Amin? Știu pe unul din armată care era foarte, foarte deștept. Și într-o zi a primit cele mai multe promovări. Dar pentru că și el era copilul Domnului, a zis, prefer să pierd promovările și să stau cu ăștia care au sufletul pierdut decât să fiu promovat și să stau într-un birou pentru restul zilelor mele de armată. Refuz promovările. Toți i-au spus, ești un fraier. Dar el a zis, nu, am alt model după care funcționez. Prefer să rămân cu sufletele astea pierdute și să trag greul și orzul și să culeg porumbul și să culeg pietrișul de căi ferate și să fiu sare și lumină în mijlocul lor. Nu neapărat ce e mai bun, este și planul lui Dumnezeu. Lumea depinde de această gogoa. Cel mai bun pentru mine, cel mai bun pentru tine, cea mai bună mâncare, cea mai bună haine, haine de firmă. Dar asta, dragul meu, este tot o înălțare de sine. O facem pentru sinele nostru. Adevărul e că nu putem mânca cu trei linguri, corect? Îmi place de japonezi ăștia, că au decât două farfurii în casă de om. Una întinsă și un bol. Și vorbeam cu Adina într-o zi, Adina, mi-e doar așa de zilele de armate, când aveam decât un bol din ăla de tablă. Și toată armata mâncam din ăla. În ăla mâncam și fasolea, și ciorba, și orezul, și faceți aminte de cei care au sucut armata. Știu bărbații. Zic, mi-e dor de simplitate. Viața noastră e prea complicată, cumpărăm mii de lucruri de care nu avem nevoie. Aparatură de care nu avem nevoie, gadget-uri care nici măcar nu știm să le folosim. De ce? Pentru să ne înălțăm și noi un stâlp în sinelui nostru. Uite ce mașină și-a făcut, uite ce casare, uite. Și atunci unde ești ca și Hristos? Nimeni nu zice să nu ți-o faci, nimeni nu zice să nu ți-o iei.
Vorba unui frate de aici, într-o zi, m-a dojenit așa frumos și m-a încurajat prin cuvântul Domnului. Frate Sani, nu mașina te ridică, nu mașina te ridică, numai tu poți să te ridici. Foarte tare! Nu mașina e problema, este eul nostru, sinele nostru de care Hristos s-a dezbrăcat. Eu vreau să te întreb, cum ar arăta săptămâna dacă tu ai practicat dezbrăcarea de sine? Să ai luat ciocanul și trei cuie cu tine și când să-l ridica, eu cred la muncă acolo, când ești ispitit, să arunci și tu pe masă, că toată lumea vine cu o părere, tu să-ți iei ciocanul, să taci din gura asta. Tu n-ai păreri. Că oricum nu contează părerea ta, Sanitran, că contează doar părerea lui Hristos. Când încep tot să simtă, vai dragă, dar vine furtuna, vine proptopul, vine, hai, deci simt, deci simt, și să încep să simt, și eu, în loc să simt, iei ciocanul, puf. Eu nu simt, dragă. Eu mă încred în Domnul. Sentimentele sunt, vin și pleacă. De cele mai multe ori sunt mincinoase. Sufletul este un rebel. Sufletul care nu este înnoit prin cuvântul lui Dumnezeu este un rebel. N-are cum să-ți spun adevărul. Îmi spunea cineva că odată într-o lucrare de eliberare a început să întrebe demonul din persoană cum îl cheamă. Eu vreau să vă întreb, credeți că diavolul spune adevărul? Păi nu e tatăl minciunii, la ce-l mai întrebi? El trebuie doar scos afară, amin? Așa e și sufletul. Sufletul are suișuri, coborâșuri, întorsături. E un fel de tornado, un rollercoaster. Într-o zi poți să simți mii de lucruri. Dar dacă te-ai luat după toate acele sentimente, ar fi ca și cum ai alergat după o himeră. De asta Biblia ne spune că ne-a dat rațiunea gândului Hristos. Să aveți în voi gândul lui Hristos. El nu era preocupat de eu de sine, ci se gândea la foloasele altora. Principiul SAS. Vreau să-l țin minte, pentru că când spui eu vreau, are de face cu mândria și voința ta. Îți impui voința și mândria într-un context anume. Când spui eu simt, sentimentele tale primează. De asta e foarte important, mai ales pentru tineri aici, dar și pentru noi toți. Folosirea corectă a gadgeturilor media. De ce? Pentru că este știință și stabilit științific că atunci când asculți muzică, creierul tău încetează să mai gândească, îți bypassează rațiunea și se duce direct la sentimente. De-aia muzica este așa de bine folosită de acești, eu știu cum să numim, superstaruri care duc milioane de tineri în iad. Și acum nici măcar nu se mai ascund. Spun pe față la televizor, da, am făcut legământ cu Satana pentru succes. Ai grijă la ce privești. Eu știi ce o provocare am pentru noi în seara asta. Ce ar fi, pentru că de asta nu ne putem lăsa de tot, ar fi pentru că le folosim în viața de zi cu zi. Dar ce ar fi ca din timpul alocat, nu știu cât aveți, că nu facem aici un test, probabil 2-3 ore pe zi stai pe un telefon. Dar ce ar fi ca să schimbi cel puțin jumate din timpul statului pe telefon, statului în Scriptură? Oare cum ar arăta viața ta în 3 luni? Oare cum ar arăta viața ta în 6 luni? Am avut odată un tânăr care a venit la biserică, a avut nevoie de liberare, a primit botezul cu Duhul Sfânt, a fost botezat în apă și a zis, știi ce? Am probleme. Îs prea mândru. E totul despre mine, în familia mea, zice, am fost singurul copil, părinții mi-au dat absolut orice, zice, eu nu știu cum să mă smeresc, nu știu cum să ascult, nu știu cum să fac, ce să fac, Sani? Și am zis, uite, îți dau un sfat. Știu că ai multe probleme, știu că ai multe păcate, știu că ai multe bătălii. Du-te și stai în Scripturi pentru următoarele șase luni de zile, cel puțin o oră pe zi. Dragii mei, după 6 luni de zile, vine ăsta și mărturisește așa. Băi, eu nu știu cum s-a întâmplat de a scăpa de păcatele astea, că eu nu m-am chinuit. Deci eu eram foarte recalcitrant, dacă mama îndrăznea să-mi dea o privire, eu săream la bătaie. Dacă tata încerca să-mi spună să-mi pun lucrurile mai bine, eu deja făceam un monstru, scandal monstru. Dar în ăștia 6 luni, rugăciune și cuvânt, s-a întâmplat ceva în mine, dar nu știu când, Sani. Ce s-a întâmplat? Zic, păi ce s-a întâmplat este că ai stat în fața lui Dumnezeu și a cuvântului său care a operat în tine și a scos toată tumoarea canceroasă a sinelui. Și a dat-o la o parte și în ăștia 6 luni tu ai devenit din ce în ce mai mic și Hristos a început să crească din ce în ce mai mult. Ultimul gând.
Spuneam că eu vreau are de face cu mândria și voința noastră. Eu simt cu sufletul și eu cred. Crezul meu are întotdeauna de a face cu valorile. Care sunt lucrurile care te mână în viață și te conduc? Eu nu pot să mă dau exemplu în multe lucruri, dar pot să mă dau exemplu pe mine într-un singur lucru. Când m-am pocăit, mi-am făcut o listă cu toate crezurile mele. Am avut influențe păgâne, am avut influențe din religia ortodoxă, am avut prieteni catolici, am avut prieteni în New Age, am avut prieteni ocult, în vrăjitorie implicați și aveam o listă cu crezuri care eu credeam. Credeam multe, printre care și dacă îți trece pisica neagră prin față, trebuie să te dai nu știu câți pași în spate, am și uitat. Știu că pe la voi, prin Ardeal, nu există asta, dar până Moldova și Oltenia sunt multe crezuri din astea păgâne. Eu mi-am făcut o listă cu toate crezurile mele cu privire la viață, la finanțe, la sexualitate, la mentalitate, la relația mea cu părinții, relația mea cu oamenii din jurul meu, relația cu Dumnezeu și am început să caut pentru următorul an jumătate în Scriptură ce zice Dumnezeu despre aceste crezuri ale mele. Și rând pe rând dădeam delete și puneam crezul lui Dumnezeu în locul crezului meu. Crezul cuvântului. Wow, cuvântul spune așa? Cuvântul spune așa? Cuvântul spune așa? Și începeam să șterg rând pe rând file-urile alea, cum se spune, documentele alea, dar gândurile alea ale mele vechi, din vechea natură. Și am început să minuiesc mintea prin cuvântul lui Dumnezeu. După un an jumate, profesorii de la școală, unde eu n-am un copil problemă, se uitau la mine și conversau cu mine, în sfârșit, ca și cu un om normal, îmi spunea o profesoară de română, Trancă, zice, nu vine să cred că pot să conversez cu tine. Zice, numai când te vedeam, îmi venea să o iau la fugă. Ce se întâmplase cu mine? Cuvântul lui Dumnezeu a operat în viața mea și a scos acel cancer al sinelui. Nu înseamnă că am ajuns acolo, nu înseamnă că sunt ca și Hristos. Dar în fiecare zi mă lupt, pentru că viața este o luptă, nu o relaxare. Crede-mă, relaxarea nu te face bărbat. Spunea cineva, nimeni nu are nevoie de un capitan de vas bun când marea este liniștită. Dar când vin valurile și bat vânturile, atunci toată lumea are nevoie de un bărbat adevărat, de o femeie adevărată a lui Dumnezeu. Amin? Când e marea liniștită e ușor, suntem toți relaxați, dar relaxarea nu te face bărbat. Problemele, presiunile, încercările, încercarea credinței noastre. Așa că, dragilor, haideți în seara asta să învățăm de la Domnul Hristos cei trei pași. Smerenie, ascultare și sfințire. Nu poți să te sfințești până nu asculți și nu poți să asculți până nu te smerești. Și totul știi unde începe? Ca la piesa aia de domino. Cu tine și cu mine. Beni, mă ajut? Știu că ești obosit, am stat aseară aici mult împreună, dar Domnul să te întărească. Spuneam dimineața un gând și vreau să-l repet. Pentru că e bine și pentru mine și pentru voi. Cum am comuniune cu Tatăl? Eu nu știu decât două moduri, trei, dar două principale. Când citesc cuvântul, Tatăl vorbește cu mine. Când mă rog, eu vorbesc înapoi cu Tatăl. Dragul meu, hai să ne întoarcem la adevăr. Sfințește-i prin... Nu prin Facebook-ul tău, nu există așa ceva. Nu prin TikTok-ul tău. Dumnezeu nu are Facebook, are Faithbook. Mare diferență. Cartea tuturor celor credincioși, amin? Ce-ar fi să trecem în partea asta și să începem să experimentăm smerenia într-un mod nou? Și uite un pas practic, când te duci într-o conversație, nu-ți mai da cu părerea. Când mergi săptămâna asta și te întâlnești cu unul și cu altul, încearcă să asculți mai mult. Crede-mă, ascultarea te smerește. Mai ales dacă ești învățat unul din ăsta să-ți dai cu părerea peste tot și oricând și tu ai ce spune. Mai ales dacă ai crescut într-o regiune ca mine, în Oltenia, unde toți sunt șefi. Ai ce spune. Știți că există o poveste adevărată. În Oltenia mergea un ardelean pe stradă și la un dat era cu șeful lui și îl pierdusă din vedere și zică șeful și un grup de copii de 10-12 toți s-au întors cu capul, pentru că acolo toți cred că sunt șefi. Dar asta e și un lucru bun. Îs și mulți lideri buni de acolo care au ieșit, și lideri noștri, dar și lideri buni.
Însă știi ce? Dacă vrei cu adevărat să stăpânești păcatul, frica, și să ai o viață de sfințire, trebuie să începem de la a da salutul cuvântului lui Dumnezeu. Sunt absolut convins că un om care nu citește Scripturile, nu se roagă și nu postește, mai devreme sau mai târziu va cădea de la credință și se va răci. Nu există, de aia Domnul Hristos spune, vegheați și rugați-vă. La ce să veghem? Unde să veghem? Să veghez așa cerul? Trebuie să mai și dorm noapte. Nu, să veghez la împlinirea cuvintelor Lui. Pentru că El spune mai jos, cine ascultă cuvintele mele și nu le face și a pus casa pe nisip, dar cine ascultă și le face și a pus casa pe stâncă, fii un om care zidește casa pe stâncă și asigură veșnicia cu Dumnezeu. Nu te lăsa păcălit. Aș vrea să cântăm un refren dintr-o cântare. Mă simt călăuzit să cântăm acest refren. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Dacă îmi spui asta, nu-L mai cânta generic. Promite-i Domnului că de săptămâna viitoare o să iei această carte, Cartea Vieții, nu de pe telefon. Vreau să vă provoc să citiți pe Biblie, Biblie. Ascultați-mă ce vă spun. Eu nu sunt tare pe tehnologie, sunt cel mai praf de aici, deci sunt praf, vă spun sincer, cel mai praf. Dar când am telefonul în mână să caut un verset, mă, nu știu cum atunci mi s-a prins știrile. Nu știu cum atunci primesc un mesaj pe WhatsApp și plec să caut versetul și jumătate de oră mai târziu mă trezesc printre mesaje. De asta, luați Scriptura fizică în mână. Intrați în cămăruță, spuneți familiei, dragul meu, draga mea, copiii mei, dați-mi 20 de minute, mama trebuie să vorbească cu tata ceresc. Pentru că dacă nu, nu o fi bine nici pentru mine și nici pentru voi. Și onorați-vă, dați-vă timp, știu o familie cu 5 copii. Și am zis, bă, voi când vă rugați? Și a zis, facem cu schimbul. Stăia jumătate de oră cu copiii când vine acasă de la lucru și pe aia stăia o jumătate de oră cu copiii ca ea să se roage să intre în cămăruță. Pentru că eu nu mi-am luat soție să hămălească în bucătărie și să-mi spele hainele. Lăudat să fie Domnul. Ții tu la partenerul tău de viață așa mult încât să-i creezi condițiile de creștere cu Dumnezeu? Haide să ne întoarcem la adevăr. Ești de acord, Benny? Ținând sus cuvântul vieții, spune Apostolul Pavel. Vedeți că el introduce smerenia și ascultarea în pasajul ăsta. Începe cu smerenie și după aia spune ascultând. Și după aia introduce și sfințenia. Și vreau doar să citesc repede. Nu plecați, nu plecați. Rămâneți conectați pentru că Domnul vă vorbește. O, Doamne, îți mulțumesc pentru câteva cuvinte profetice de încurajare. Ia uita ce spune în versetul 3, 2 Filipeni, în capitolul 2 din Filipeni, versetul 3. Ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de sine însuși. Apoi spune în versetul 12, astfel de-al prea iubiților, după cum întotdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră. Și în versetul 15 vorbește de sfințire, ca să fiți fără prihană și curați copii a lui Dumnezeu. Și îmi place versetul ăsta. Mă mai întreabă câte unul altul, zice, frate, cum facem de aici înainte? Și ăsta e unul din versetele mele preferate, m-ați văzut poate și în videoclipuri, și în albume, și în biserici. Nu pot, n-am mâini mai înalte de atâta, să ținem sus cuvântul vieții, standardul lui Dumnezeu pentru o viață de biruință. Sincer, până la urmă, ce cred eu într-o 100 de ani nu o să mai conteze. Și nici ce crezi tu. Nici măcar în 5-10 minute, nici măcar în 3 zile nu o să mai conteze de ce te-ai certat. O să stai să te uiți în urmă și să zici, Doamne, de ce m-am certat cu ea, că nu înțeleg. Tot ce o să conteze este dacă am făcut voia Lui. Căci lumea și pofta ei trece. Dar cei ce fac voia Tatălui din ceruri rămân în veac. Haideți să ne ridicăm. Vino și spune, Doamne, vreau să practic principiul SAS. Smerenie, spunem împreună, smerenie, ascultare, sfințire, încă o dată. Încă o dată, mai convingător, smerenie, ascultare, sfințire. Ați înțeles că nu vă poate nimeni smeri, doar umili? A cui e decizia să se smerească? A cui trebuie să fie? A mea. Tot a mea este să ascult, să mă plec la cuvântul lui Dumnezeu. Fiule, pleacă-ți urechea, pleacă-ți urechea, pleacă-ți urechea la cuvintele mele. Să fie zi și noapte acest cuvânt, uită-te la ele, să ți le ții pe frunte, să le ții în mintea ta, să le ții în inima ta și ascunde-le înăuntru tău, gândește-te și meditează și atunci vei avea propășire în toate lucrurile.
De ce nu am propășire? Pentru că am ales modelul lumii de a rezolva lucrurile. Psihologie, psihoterapie, matematică. Dumnezeu e deasupra matematicii și logicii. E normal, măi, e logică, trebuie să și are iertare. Că ne-am certat de 4 ori și prima mi-am cerut eu. Tu ești capul, inițiază, ești piesa care le dărâmă pe toate. Domnul să te ajute și Domnul să mă ajute.